Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta, de câte ori să-l iert pe fratele meu? O să-mi îngădui să fiu mai selectiv, mai scurt și probabil un pic mai rapid. Iertarea este o atitudine creștină disciplinată, motivată de milă și iubire, necesară pentru părtășia cu Dumnezeu și pentru părtășia cu oamenii. Oamenii care nu iartă, nu pot avea părtășie cu Dumnezeu și nici cu semenii lor sau cu o parte dintre ei. În momentul în care se întrerupe părtășia cu o persoană, se întrerupe și părtășia cu Dumnezeu. Ea are de suferit. În primul rând, în această seară, ce nu este iertarea? Iertarea nu pare un lucru spiritual. Ea, ca și mâncarea, pare simplă, aproape că nu permitem nimănui să ne învețe despre asta, după cum nu permitem nimănui să ne învețe cum să mâncăm. Ni se pare că știm să mâncăm și ni se pare că știm cum să iertăm și toată filozofia în jurul iertării ni se pare că ne-am născut cu ea în minte. Ce nu este iertarea? În primul rând, iertarea nu este acceptarea faptei care a produs vinovăția. Atunci când ierți pe cineva, nu înseamnă că accepți ce a făcut. Iisus a iertat femeia prinsă în adulter, însă nu a acceptat păcatul ei. I-a spus: femeie, du-te, te iert, dar fii atent să nu mai faci. Ioan 8:11. În al doilea rând, iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Atunci când ești iertat, asta nu te încurajează să repeți fapta vinovată, pentru că persoana aceea oricum te iartă. În al treilea rând, iertarea nu este uitare. Foarte mult noi spunem de la amvon, unii predicatori spun: te iert, dar nu te uit, dând de înțeles că trebuie să și uităm. Păi atâta timp cât avem minte sănătoasă, nu putem uita, să mă iertați. Eu nu uit că-l cunosc pe bărbatul ăsta și că e din Hot Spring, nu urc atunci când am fost, a perpelit pui și am mâncat în parcul ăla. N-am cum să uit, frate Ghiță. N-am cum să uit că m-am născut în Bălănoaia, că am trăit în Giurgiu, că am fost la seminar, că Carmen e soția mea, că am 3 copii, că 2 dintre ei sunt căsătoriți, că pastorul Cladovan e pastor asistent. N-am cum să uit că... N-am cum să uit. Cum să uiți? Evenimentele prin care treci, nu le uiți. Nu aștepta să uiți ca să ierți, că nu vei ierta în veci. Iar dacă aștept să se ducă mintea, atunci e mai mare problemă, că nu mai poți ierta deloc. Iertarea nu înseamnă uitare. În al patrulea rând, iertarea nu înseamnă manipulare, nu înseamnă șantaj. Te iert, dar fii atent că la alegeri, dacă nu faci așa, eu te spun. Iertarea nu înseamnă șantaj. Când cineva iartă, iartă fără condiții. Când cineva iartă, iartă pentru întotdeauna. A iertat și pentru veci de veci nu-l mai face responsabil pentru ce a făcut. Niciodată. Nu devine istoric. În al șaselea rând, iertarea nu este aprobarea faptei care a produs vinovăția. Când ierți pe vinovat, asta nu înseamnă că îi aprobi vinovăția, ci doar pe el trebuie să-l reabilitezi, că e om, ca și tine, ca și mine. În al șaptelea rând, iertarea nu este neglijarea faptei care a produs vinovăția. Nu e neglijabil ce a făcut el, e grav ce a făcut el, dar la fel de grav este și ce ai făcut înaintea Domnului când te-a iertat. În al optelea rând, iertarea nu este absolvirea faptei care a produs vinovăția și pentru care probabil va fi pedepsit de Dumnezeu. Când eu îl iert pe omul care mi-a greșit, eu nu-l asigur pe el că nu-l va pedepsi Dumnezeu pentru ce a făcut. Cu Dumnezeu are o altă problemă și dacă și Dumnezeu îl iartă fără să-l pedepsească, e problema lui Dumnezeu. Eu nu pot să-l oblig pe Dumnezeu să-l ierte fără să-l pedepsească, după cum eu îl iert fără să-l pedepsească. Eu îl pot ierta pe fratele meu sau el mă poate ierta pe mine, dar în același timp Dumnezeu s-ar putea să-mi dea o lecție cu nuielul ușa pe undeva. În al nouălea rând, iertarea nu este schimbarea caracterului celui vinovat, adică nu-l ierta cu condiția să schimbe caracterul, că s-ar putea să nu-l schimbe niciodată. Dacă vrei să-l ierți, iartă-l și nu-i mai pune condiții. În al zecelea rând, iertarea nu este slăbiciune.
Trebuie să acceptați că în lumea nereligioasă iertarea este o mare slăbiciune. Dacă ești bărbat, frate, pune-l un pic la punct să nu se mai repete. Iertarea e privită ca și slăbiciune. Zi-mă! Însă Iisus Hristos, dacă iertarea e o slăbiciune, este cea mai slabă persoană. Și dacă iertarea e o slăbiciune, Dumnezeu este slab. Dar noi știm că e o blasfemie să faci această afirmație. Dumnezeu e puternic, Dumnezeu e glorios, Dumnezeu e atotputernic, Dumnezeu e în control, Dumnezeu este creatorul. El nu e slab, El e bun, El e demn, El are caracter, El e milos, El e iubitor. Doamne, fă-ne și pe noi așa. Printre altele, aceste lucruri nu sunt iertare. În al doilea rând, care sunt piedicile în calea iertării? Atunci când vrei să ierți, te vei confrunta cu mari piedici și mai ales când începi să te înveți să ierți. După ce te-ai învățat, când devine o obișnuință, prin repetare, ierți din ce în ce mai ușor. A ierta e ca o meserie. O faci mai greu la început și când ai început să o faci, o faci din ce în ce mai bine, fără mare greutate. Îți dai din ce în ce mai rar peste degete până când nu mai îți dai deloc. Probabil că prima piedică în calea iertării este durerea care ți-a fost provocată prin fapta de vinovăție. Adică așa de tare te doare ce ți-a făcut omul care ți-a greșit, încât nu-l poți ierta. Spui, Domnule, nu pot să-l iert. Am în inimă o basculantă de mânie, de nemulțumire. Aș fi în stare... Te doare prea mult inima ca să-l iert. Spui, mai lasă-l să stea așa în suc propriu. Nu-l pot să-l iert ușor, că m-a durut prea mult. Prea mult rău mi-a făcut. O altă posibilă piedică este persoana nedreptățită niciodată nu s-a întâmplat să greșească cum a greșit cel vinovat față de el. Adică, dacă cineva mă înjură pe mine, eu nu-l pot ierta doar pentru că eu n-am înjurat niciodată. Dacă cineva m-ar fi mințit sau, mă rog, mi-ar fi făcut un alt păcat pe care și mie mi s-a întâmplat să-l fac cândva, atunci îl scuz mai ușor, că și eu am făcut treaba asta cândva. Dar dacă cineva îngreșește într-un fel în care eu niciodată n-am greșit, eu păcatul ăla nu-l accept. Cu alte cuvinte, noi nu acceptăm păcatele pe care nu le-am făcut noi vreodată. Iar cele pe care și noi le-am făcut, suntem puțin mai toleranți. Asta nu-i treabă și nu-i nici măcar omenie, da, pocăință? Dacă vrei să ierți pe cineva, iartă-l și gata. O altă piedică este condiții puse celui care a greșit. Nu-l iert că nu merită. Păi nimeni nu merită când greșește să fie iertat. Iertați-mă, cine merită? Credeți că Dumnezeu, dacă ne-ar ierta, având în minte principiul acesta, am meritat vreodată, cine merită să fie iertat? Nimeni nu merită. Frate, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, mi-ai scos dintele, vină coace. Mi-ai scos ochiul, vină coace. Asta e dreptatea Vechiului Testament. Vino să-ți dau înapoi ce mi-ai dat ca să te doară și pe tine cum mă doare pe mine. Omul care ți-a greșit nu merită să-l ierți. Dacă totuși îl ierți, îl ierți pentru alte considerente, nu că merită. Nu căuta merite la omul pe care vrei să-l ierți, că nu are. Cu ce să-ți plătească greșeala? O altă posibilă piedică în calea iertării este lipsa de spiritualitate de data asta celui nedreptățit. O persoană nu poate ierta că nu-i pocăit. Spune, nu pot. Pavel zicea invers, pot totul în Hristos care mă întărește. Acum, care are dreptate, noi sau Pavel? Mă gândesc că Pavel. De ce nu pot oamenii să ierte? De prea multă pocăință, de prea multă spiritualitate, de prea multă rugăciune, de prea mult post. Cum poate Sfântul Dumnezeu să ne ierte în fiecare zi de 100 de ori și noi nu putem să iertăm un frate odată? Sau dacă e nevoie, tot de 100 de ori. O altă posibilă piedică e repetarea faptei care a produs vinovăția sau alta, cu alte cuvinte. Îl iert odată, dar să știi că în următorii 50 de ani să nu se mai întâmple că cu mine ai încurcat-o. Dacă Dumnezeu mi-ar spune așa, ce aș face cu el? Mi-aș lua adio de la rai. Noi trebuie să fim pregătiți să iertăm pe oameni, după cum Dumnezeu ne iartă pe noi. Nici Dumnezeu nu ne iartă mai ușor decât îi iertăm noi pe oameni, pentru că ofensa e în egală măsură. O altă posibilă piedică este un prieten care te atâță la rău. Adică, dacă eu am un prieten și știe că cineva mi-a făcut rău, ori de câte ori se întâlnește cu mine, încearcă să pună paie pe foc și să spune, bă, dar ce n-a avut obraz, mă. În felul ăsta mă atâță, nu mă ajută, în loc să spună, frate, roagă-te și iartă-l că e om și tu ai nevoie să te ierte altul. Pune gaz pe foc. Bă, da, el păstor să facă asta?
Bă, dar om bătrân să facă asta și bune gaz pe foc, cu alte cuvinte, nu-l ierta, mă, că nu merită. Dacă ai astfel de prieten, te rog frumos, dă-i jos din autobuz. O a șaptea posibilă piedică nu are nevoie la rândul lui de iertarea lui Dumnezeu. O persoană care nu e pocăită și nu merge la Dumnezeu să spună iartă-mă, ca să știe ce valoare are iertarea, nici el nu iartă pe cel care i-a greșit, pentru că el nu experimentează iertarea. În al treilea rând, aș vrea să vorbesc despre experiența iertării. Un om practică iertarea mai ușor atunci când el însuși este iertat. Dacă n-ai nevoie să fii iertat vreodată, o să ierți greu pe altcineva. Dar dacă destul de des Dumnezeu sau cineva din familie tot ai nevoie să te ierte că greșești la rândul dumitale și dumneata vei înțelege atunci că trebuie să ierți pe alții. Viața e ca un ciclu, dai și ți se dă. Dacă un om face 3 păcate pe zi, într-un an face 1000 de păcate. Într-o viață de 50 de ani face 50.000 de păcate. Cât de bun ar trebui să fie o instanță ca să ierte unui răufăcător 50.000 de infracțiuni? Și totuși Dumnezeu, în 50 de ani, ne iartă cel puțin 50.000 de păcate. V-ați gândit vreodată la asta? Dar să știți că asta este o sumă foarte bună. E ideal aproape. În Matei, capitolul 18, versetele 21 la 35, este prezentată întâmplarea imaginară a unui împărat care cheamă pe supușii care îi erau datornici să-și achite datoriile. Și aici Domnul ne prezintă o întâmplare imaginară ca să demonstreze cât de datorii suntem noi lui Dumnezeu. Și pentru că cel chemat de împărat la rând n-a avut posibilitatea să-și plătească datoria, împăratul a hotărât să-l vândă pe bani pe el, pe nevastă și pe copii, să-și recupereze o parte din pierdere. Atunci datornicul a cerut amânare, milă, s-a aruncat cu fața la pământ și a spus: mai lasă-mă că-ți plătesc, dar n-am. În momentul acela, împăratul a pus mâna pe creion și din milă i-a iertat toată datoria. Scriptura ne spune că era dator 10.000 de talanți, adică de galbeni. Un talent are aproximativ 6.000 de dinari. Asta înseamnă că omul era dator 60.000 de dinari. Un dinar este plata pentru un muncitor pentru o zi de muncă. Asta înseamnă că avea datorie banii pe care i-ar fi câștigat dacă muncea 5 zile pe săptămână și 50 de săptămâni pe an, trebuia să muncească 240.000 de ani ca să-și plătească datoria. Atâta a fost datoria de mare. 10.000 de talanți, 60.000 de dinari, atâta amar de an trebuia să muncească dacă era în viață ca să-și plătească datoria. Imens, incredibil. N-avea atâta, nimeni nu trăiește atâta timp ca să-și plătească datoria. Cu alte cuvinte, n-avea cum să-și o plătească chiar dacă vrea. Atât de datori îi suntem noi lui Dumnezeu. Intenționat Domnul pune această cifră astronomică ca să demonstreze imposibilitatea iertării prin mijloace omenești. Ești prea păcătos ca să ajungi în jurul sfințeniei divine. Știu o întâmplare care s-a petrecut în Gara de Nord din București. O femeie în vârstă a venit în București pentru o problemă importantă. I s-a furat portofelul în tramvai, cum se întâmplă în tramvaiele din București. Și când a ajuns în Gara de Nord și a vrut să-și cumpere bilet, a constatat că poșeta, geanta pe care o avea era tăiată și portofelul era la altcineva. Și femeia a fost pusă în situația să nu mai aibă cu ce să-și cumpere bilet până la Oradea. Era o femeie în vârstă, o femeie care n-a fost expusă în viață la astfel de probleme de criză. A început să plângă, n-avea nicio soluție, n-avea telefon, nu știa ce să facă, n-avea bani, nu cunoștea pe nimeni. Femeia depindea de bruma de bani, adică de suma mică de bani pe care o avea la ea și suma asta îi fusese furată. A lăsat rușinea la o parte și a mers la un domn care părea mai inimos, mai cu inimă și a spus: să nu te superi, domnule. Eu nu fac asta de obicei, dar uite ce mi s-a întâmplat, împrumută-mi, te rog frumos, o sumă mică de bani ca să mai strâng de la unul, de la altul, să ajung acasă. Uite ce mi s-a întâmplat. Toți au crezut că e o altă metodă de a cerși și nu i-a dat nimeni. Și a tot încercat la unul și la altul și tot încercând de la unul la altul, plânsul ei devenea mai vizibil, iar disperarea ei din inimă cât mai mare.
La un moment dat a bătut-o cineva pe umăr. S-a întors și s-a speriat. Era un cerșetor, un homeless, din București, din ăla consacrat. Unul bătrân, mirosea urât, avea hainele foarte rupte, era nespălat și avea așa înfățișarea unui om disperat, ca un cerșetor. Omul ăsta s-a uitat la ea și a spus, să nu te sperii, dar eu sunt de meserie cerșetor și eu văd că tu cerșești. Eu văd că tu nu ești de meserie. Eu cred că tu nu ceri pentru ca să cerșești, ci doar pentru ca să ieși din necazul în care ești. Ascultă-mă, am să spun ceva. Oamenii ăștia nu te înțeleg și nu-ți vor da bani. Dar eu știu ce înseamnă să nu ai. Eu știu ce înseamnă să ceri și să înduri rușinea de a cere. Unde vrei să mergi? La Oradea. Cât costă biletul? Atât. Poftim. Cumpără-l și du-te acasă. Eu știu ce înseamnă să nu ai. Atunci când eu am fost iertat de Dumnezeu, atunci când tu ai fost iertat de Dumnezeu, de păcatele de o viață, zeci și sute de mii de păcate, și Dumnezeu te-a iertat într-o clipă, pentru că te-ai pocăit. Ce fel de om ești tu? Că îi ții contul unuia care printr-o privire, printr-o neatenție, printr-o vorbă spusă în grabă, nu prea gândită, te superi și o viață întreagă te uiți urul la el. Și tu ești penticostal, tu ești baptist, tu ești evanghelic, tu ești credincios, nevoie mare. Am impresia că tu nu te-ai întâlnit cu Iisus Hristos. Pentru că cerșetorul acela din Gara de Nord a simțit rușinea acelei femei și s-a dus la ea spunându-i, eu știu ce înseamnă să nu ai. Pentru că vorbea din experiența unui om care a trecut pe acolo. Dacă ai avut vreodată nevoie de iertarea lui Dumnezeu, dacă ți-ai simțit greutatea păcatului, dacă ai simțit că Iisus a murit pe cruce ca să te poată ierta, când cineva îți greșește, nu-l chinui că nu câștigi nimic. Trecutul nu-l mai poți întoarce înapoi, dă-i drumul. Iar dacă nu poți, o problemă mai mare decât el ai tu. Înțelegerea iertării. Neiertarea sau necerea iertării face pe un om incompatibil să aibă părtășie cu Dumnezeu sau să slujească lui Dumnezeu. În momentul în care cineva îți greșește, n-are importanță cine este, din familie sau din afara familiei, și nu-l ierți dacă își cere iertare, atunci părtășia cu Dumnezeu ți se întrerupe și când te rogi lui Dumnezeu nu te ascultă și când ceri iertare lui Dumnezeu nu ți-o oferă. Știu că noi, deși credem asta teoretic, practic nu credem, că dacă am credea-o, ne-am schimbat viața. Cuvântul Domnului spune, dacă ți-aduci darul la altar, dacă te închini Domnului și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ce? Scriptura spune în contextul acela, i-ai spus prostule, i-ai spus nebunule, l-ai jignit, l-ai ofensat. Lasă-ți darul înaintea altarului, oprește-te să te închini lui Dumnezeu, că nu te bagă în seamă. Du-te înapoi la fratele tău, împacă-te întâi cu el. Apoi întoarce-te la altar unde ți-ai lăsat darul și spune-i, Doamne, am fost, mi-am rezolvat problema, acum și tu mă ierți, pentru că eu l-am iertat pe fratele meu sau fratele meu m-a iertat pe mine, după cum era nevoie. Noi facem următoarea gafă. Greșim cuiva și mergem mai întâi la Dumnezeu să ne ierte. Ascultați-mă, asta este o cale firească de a ne rezolva problemele și vicleană. Modul corect este să mergi mai întâi la persoana căruia i-ai greșit și să te smerești în fața lui spunându-i, frate, iartă-mă, n-am nicio explicație, am greșit. Și apoi să te întorci la Dumnezeu după ce ți-ai rezolvat problema cu omul și să-i spui, tată, iartă-mă. Aceasta este calea corectă. E ușor să lăsăm oamenii însângerați în urma noastră, în stânga, în dreapta, cărora nu avem puterea să le spunem iartă-mă, și mergem la Dumnezeu și cu o rugăciune seara, tată, iartă-mă că am greșit, am rezolvat-o și mâine o luăm de la capăt. Dacă asta înseamnă pocăința pentru noi, noi avem o mare nevoie de pocăință. Apoi, în înțelegerea iertării,
Rezolvarea iertării trebuie să fie personală. Nu prinde prilejul să-i spui fratelui Marian că ai ceva cu el când e fratele Sabinuț lângă el, ca să audă și fratele Sabinuț. Că aia nu-i omenie. Dumnezeu nu-ți face așa atunci când te iartă. Spune, te iert, dar te rog frumos, cheamă 10 vecini și roagă-te în prezența lor. Tată, iartă-mă că am făcut și că am dres. Așa-ți face Dumnezeu. Te expune? Astăzi noi îi expunem pe oameni pentru că vrem să ne răzbunăm pe ei. Și cât mai mult să știe că fratele Cladovan mi-a greșit. Și cât mai mult să știe că fratele Ghiță mi-a greșit. Și cât mai mult să știe că mi-a greșit dirijorii de la cor. Vreau să știe toată lumea cât de slab sunt oamenii ăștia și ce bun sunt eu. Toată lumea să știe, ca toată lumea să-i disprețuiască. Dacă vreodată eu îndrăznesc să spun altora că acest bărbat mi-a greșit după ce mi-a cerut iertare, atunci eu am o mare problemă cu Dumnezeu și n-am caracter. Să fie limpede, nu am caracter. Dacă omul ăsta și-a cerut iertare după ce mi-a greșit, nu am voie să mai amintesc vreodată de felul în care mi-a greșit. Stop! Nu că uit, nu uit! Dar lucrul acela îl pun într-o cutie unde nu mai umblu niciodată. Și aleg, și decid, și hotărăsc niciodată să nu-i mai imput. Să nu-l mai fac responsabil de greșeala care a făcut-o înaintea mea, pentru că și-a rezolvat problema. E ca și cum am împrumutat de la mine 200 de dolari și omul mi-a dat înapoi. Ce să mai am cu el? Noi avem teologia noastră de iertare în funcție de sentimentele noastre și de filozofia noastră, nu în funcție de Scriptură. Rezolvarea problemei trebuie făcut în mod personal. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur, orice persoană pe care o mai iei cu tine. Este doar ca să-l faci de rușine pe fratele și să mai implici pe altul într-un gunoi care nu-i aparține. Apoi, în înțelegerea iertării, trebuie să mai spunem al treilea lucru. Iertarea nu depinde dacă fratele te iartă sau nu, ci depinde dacă îi ceri iertare. Dacă fratele Cladovan mi-a greșit într-un fel și vine la mine și spune, frate Luigi, iartă-mă, te rog, îmi pare rău. Dacă ar mai fi încă o dată să trec pe acolo, n-aș mai greși, iartă-mă. Și eu nu-l iert. Fratele este iertat pentru că și-a făcut datoria și a cerut iertare. Să nu credeți că fratele stă agățat de mine până când am eu politețea și amabilitatea să-l dezleg. Dezlegarea aceasta e numai în mintea mea. Omul ăsta când și-a cerut iertare e dezlegat. Tot la fel ne face nouă Dumnezeu? Ne cerem iertare și spune, ok, la anul pe vremea asta mai mă gândesc. Scriptura ne spune, mărturisiți-vă păcatele, pentru că El este drept și credincios, ca să vă ierte păcatele. Atunci când ți-ai cerut iertare, cu părere de rău, sigur că fratele poate să-i invoce, păi nu i-a părut rău, a spus-o doar de pe buze. Păi ce aparat ai dumneata să vezi dacă îmi pare mie rău sau nu? Cu ce aparat măsori părerea mea de rău? A, zici asta ca să îmi demonstrez că încă nu m-ai dezlegat, ca să îmi găsești nod în papură. Omule, când o persoană care ți-a greșit îți spune iartă-mă, îmi pare rău, e liber. Că-l ierți sau că nu-l ierți, e problema dumitale. Dar omul acela e liber, ascultați-mă, frați și surori. Dacă ați supărat pe cineva, într-un fel, și v-ați cerut iertare, fie membri ai familiei, fie oameni din alt anturaj, v-ați cerut iertare, indiferent că omul acela vă iartă sau nu vă iartă, v-ați rezolvat problema, sunteți iertați, pentru că dumneavoastră vă puteți controla pe dumneavoastră, să vă smeriți spunându-vă, am sorry, iartă-mă, dar nu-l puteți controla pe el să vă ierte, el să facă ce vrea. Dacă are dușmănie în inimă și nu vrea să și-o rezolve, să o țină acolo dacă asta e o soluție. Nu-l poți obliga pe om să te ierte dacă nu vrea. Tu poți să te smerești, poți să te pocăiești, dar el dacă nu vrea să primească pocăința, comportă-te ca un om liber. Ți-ai făcut datoria. Ți-a reparat greșeala după Scripturi. Apoi, practicarea iertării în al cincilea rând, Biblia spune, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Observați? Hristos ne oferă un model de iertare. Cum ne-a iertat Hristos pe noi, așa să iertăm noi pe oameni. Și credeți-mă că așa cum îi iertăm noi pe oameni, așa ne iartă și Hristos pe noi. Este înspăimântătoare această afirmație. Cum îi iertăm noi pe oameni dacă ne cer iertare? Așa ne iartă și Dumnezeu pe noi când ne cerem iertare. Priviți, vă rog, că
Întrebarea era, de câte ori să iert? Petru întreabă de 7 ori. De ce a întrebat Petru de 7 ori? De unde a avut el cifra asta în minte? El a avut cifra asta în minte de la Domnul Iisus care i-a spus lucrul ăsta. În Luca, în capitolul 17, versetul 4, Domnul îi spune: chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și se întoarce de 7 ori la tine și zice îmi pare rău, de 7 ori să-l ierți. Petru ține minte afirmația Domnului și mai târziu vine la Domnul și spune: Doamne, mi-aduc aminte că spuneai de 7 ori. Acum vreau să verific, de 7 ori să-l iert? Și Domnul spune: nu de 7 ori, de 70 de ori câte 7. Adică iartă-l tot timpul, n-ai niciodată motive să nu-l ierți. Mântuitorul a spus această cifră de 7 datorită tradiției evreiești, unde învățătorii evrei, luând textul din Amos și interpretându-l în mod greșit, 1 cu 3 sau 2 cu 1, acolo unde spune, pentru 3 nelegiuiri ale Moabului, ba pentru 4 nu-mi schimb hotărârea și vei fi ars, ei spuneau 3 păcate pe zi, maxim 7. Și acum Domnul ia această tradiție a lor și o spune lui Petru: dacă de 7 ori, după cum zic învățătorii evrei, iartă-mă, îți spune, te supără și de 7 ori se pocăiește, iartă-l. Și Petru vine în baza acestei afirmații și spune: doar de 7 ori. Și Domnul acum clarifică problema și spune: nu de 7 ori, de 70 de ori, câte 7 într-o zi. De câte ori să ierți pe mama, pe tata, pe soție, pe soț, pe copii, pe unchiu, pe nepotul, pe păstor, pe frate, pe soră, pe dirijor? Ori de câte ori vine și spune: frate, iartă-mă. Iar dacă nu vine, asigură-te că știe. Că s-ar putea omul să nu știe, să nu fie conștient. Du-te și spune-i: frate, eu am în inima mea ceva împotriva ta. Uite ce am. Și dacă fratele spune: mă, omule, te rog în numele Domnului, iartă-mă, îmi pare rău, dar sunt om, am greșit. Poți sau nu poți, îți place sau nu-ți place, omul acela e dezlegat din punct de vedere biblic. Dușmăniile noastre, neputințele noastre, resentimentele noastre, tot felul de chestii de genul acesta nu sunt după Scripturi și nici nu-L onorează pe Dumnezeu. Condiția iertării. Care sunt condițiile care mă obligă pe mine să-L iert pe omul care mi-a greșit? 1. Cel vinovat trebuie să-și ceară iertare. Atunci am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Cel care e greșit trebuie să vină și să spună: iartă-mă. Dacă nu vine, nu ești obligat să-l ierți, dar este ideal să-l ierți. Nici Dumnezeu nu ne iartă dacă nu-i cerem iertare. Dumnezeu Sfântul nu ne iartă. Biblia spune în Psalmul 32, atâta vreme cât am tăcut. Dar mi-am mărturisit păcatul și tu ai iertat vina păcatului meu. Și în 1 Ioan capitolul 1, versetul 9, mărturisiți-vă, dacă voi vă mărturisiți păcatele, El e drept și credincios să vă ierte păcatele. Dacă Dumnezeu nu ne iartă fără să ne cerem iertare, nici oamenii nu ne vor ierta înainte să ne cerem iertare. E ideal să ierți pe cineva fără să-ți ceri iertare dacă poți, ca să ai pace, că tu n-ai pace dacă nu ierți, mai multă decât El. Dar ești obligat să-l ierți doar când își cere iertare. A doua condiție este, pe lângă faptul că trebuie să-și ceară iertare, trebuie să-i pară rău. Dacă spune: frate, îmi pare rău, trebuie să-l iei pe cuvânt. Degeaba spui: da, dar eu citesc oamenii că eu-s deștept. N-ai dreptul să spui asta, că n-ai capacitatea să citești oamenii. Bănuiala aceasta îți place să o bănuiești, că îți servește să nu-l ierți. Uitați ce spune cuvântul Domnului: dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Dacă omul vine și spune: iartă-mă, pe baza mărturiei cuvintelor lui, ești obligat să-l ierți. Ce dovadă vrei să-ți aducă? Ce apară să măsoare părerea de rău? Pe baza cuvântului îi botezăm pe oameni, pe baza cuvântului oamenii sunt căsătoriți, pe baza cuvântului se fac toate lucrurile. Cuvântul unui om e o dovadă. Noi nu citim gândurile și sentimentele oamenilor. Ne-ar place nouă să unii ne judecă și după gânduri și după sentimente. Biblia spune că lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, nu ale noastre, numai cele descoperite. Și un lucru verbalizat, mărturisit, e un lucru descoperit. El devine o probă, o dovadă. Iar dacă omul minte, dintr-o dată se face vinovat înaintea judecătorului suprem, nu în fața dumitale, dar ești un muritor. Lasă-l să mintă, că dumneata îl ierți pe baza cuvântului lui, chiar dacă e minciună. Fă-ți datoria și iartă-l. Dar el e într-o mai gravă problemă cu Dumnezeu, pentru că adaugă păcat peste păcat. Dar dumneata, dă-i drumul. N-ai dreptul să devii judecătorul fratelui tău. Dacă ți-a cerut iertare, dacă cu gura a spus: iartă-mă, îmi pare rău, ești obligat de Evanghelie să-l ierți. Dacă nu poți,
iartă-mă, dar trebuie o țâră de pocăință. În al treilea rând, cel nedreptățit trebuie să aibă milă. Adică e vorba acum de cel care a fost lovit. Trebuie să aibă milă după cum are Dumnezeu. Închei spunând două vorbe despre beneficiile iertării. Beneficiile iertării. Prima dintre ele este faptul că te iartă Dumnezeu. Un om e în stare să facă orice ca Dumnezeu să-l ierte. Și Scriptura spune, iartă-ne nouă greșelile noastre după cum și noi iertăm greșiților noștri. Și sunt foarte multe texte care vorbesc despre asta, dar eu nu am timp, deja am trecut 4 minute peste și o să mai am nevoie doar de câteva zeci de secunde. Apoi, câștigi bunăvoința lui Dumnezeu. Atunci stăpânul a chemat pe robul acela și i-a spus, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea și tu să-l ierți pe fratele tău? Eu am fost binevoitor cu tine. Fii și tu binevoitor cu el. Dacă tu ești binevoitor cu el, continui să fiu binevoitor cu tine. Ia-l pe Dumnezeu prieten, timp în care ierți pe ceilalți oameni. Dumnezeu va aprecia că ești un om milos. Nu fi răzbunător, nu scoate sabia, că nu te iubește Dumnezeu pentru sângerozitate de genul acesta. Dumnezeu nu apreciază pe cei care scot sabia. Cei care scot sabia de sabie vor pieri. Și Evanghelia aceasta, să știți că este da și amin. Dumnezeu nu-și deformează voia după neputințele noastre. Închei spunându-vă o întâmplare. O fetiță care avea 7 ani stătea cu sora ei pe terasă. În casa vecină, un grup de bărbați s-au certat. S-au bătut, unul dintre ei a scos pistolul și a vrut să-l împuște pe unul. Și glonțul a trecut pe lângă el, dar s-a oprit în spatele fetiței de 7 ani din casa vecină. A fost dusă la spital și pentru restul vieții a rămas într-un cărucior cu rotile. Doctorul i-a spus că n-are să mai meargă niciodată. Când a avut loc procesul, fata aceasta, Kay este numele ei, s-a uitat la Anthony Warren, acesta era numele celui care a împușcat-o, și i-a spus următoarele cuvinte, o fată de 7 ani. Probabil mai trecuse un an în procesul acesta. Ceea ce ai făcut tu este rău, dar eu te iert. Mai târziu, când a devenit adultă, ea spunea, nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit ca să beau paharul acesta, dar îi mulțumesc că mi-a dat puterea să nu-l urăsc, ci să-l iert pe cel care m-a pus pentru restul vieții într-un cărucior cu rotile. Dacă această tânără, luându-i se dreptul să mai calce vreodată pe picioarele ei, să se căsătorească, să aibă copii, să fie fericită, să alerge, să prindă un autobuz care e gata să plece, a avut putere să-l ierte pe omul acela. Și noi ne urâm pentru lucruri copilărești. Ce fel de oameni născuți din noi suntem, din nou suntem noi? Te rog în această seară, fratele meu drag, privește-te puțin și întreabă-te, când te rogi în seara aceasta lui Dumnezeu, te va ierta? Răspunsul este următorul, în măsura în care îl ierți pe cel ce ți-a greșit. Aș vrea să vă provoc, măcar că ar fi fost nevoie un pic de mai mult timp pentru lecția aceasta așa de importantă, să fac un apel la conștiința dumneavoastră și la pocăința care o aveți în suflet. Dacă sunt aici persoane care de o lună sau de ani de zile, mai grav, de zeci de ani, au ceva cu cineva și nu i-a putut ierta, ascultați-mă, nu omul acela pe care îl urâți, ci dumneavoastră sunteți într-o situație dezastroasă cu Dumnezeu. Nu pentru el, pentru binele dumneavoastră veșnic, în seara aceasta vă rog, spuneți-i Domnului, Doamne, țin un om prizonier de 10, de 20, de 30 de ani sau de un an. În seara aceasta mă simt la fel de rănit ca atunci, dar aleg să-l eliberez, să nu-l mai fac niciodată responsabil de ce mi-a făcut, să nu-i mai pomenesc niciodată nici lui, nici altcuiva despre asta și să port doar în mine durerea pe care mi-a pricinuit-o, fiind bucuros că am putut să-i dau drumul după cum tu mi-ai dat drumul. Te rog, în seara aceasta rezolvă-ți problema. Nu-ți mai pierde nopțile nedormind prin faptul că urăști pe cineva. Nu mai fi un însingurat care n-ai pace prin faptul că urăști pe cineva. Dă-le drumul, lasă-i după cum Dumnezeu te-a eliberat și te-a lăsat pe dumneata. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului pocăindu-ne. Ne rugăm împreună Domnului.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.